întrebare la care nu vreau un răspuns, nu o să facem un sondaj, o să vă rog să vă gândiți. Pentru mine, frica mea cea mai mare este lipsa evoluției. Să nu cresc, să nu fiu mai bun astăzi decât am fost ieri. Să nu fac un pas în față. Și una din cele mai mari bucurii este când văd că lucrurile la care țin, proiectele în care sunt implicat și pun suflet și energie alături de o echipă foarte frumoasă, cresc. Acesta, headset-ul, este dovada acestei creșteri. Înainte aveam o problemă. Microfonul era ținut mai bine sau mai puțin bine. Unii preferau să vorbească liber ca să aibă mâinile libere și nu se auzeau în spate. Acum mai avem această problemă. Datorită vouă, fiindcă voi ați dat o donație la ultimele întâlniri și am putut cumpăra acest echipament. Este începutul. Mai avem nevoie de o piesă de echipament, un mixer, ca sunetul să intre în cameră mai bine. Acum sonorizarea acestor speech-uri va fi ok, data viitoare va fi mai bună. Și vor mai fi nevoie de multe alte lucruri, nu doar de echipamente. Sunt foarte multe lucruri frumoase pe care le putem face cu Speakers Arena și putem crește în foarte multe direcții. Și mă bucur pentru asta. Mă bucur că creștem împreună, experimentăm împreună și facem acest proiect mai frumos. Ați observat îmbunătățiri de la începutul anului, mi se pare, pentru cei care ați fost și în anii trecuți. So, haideți să o luăm altfel. Câți dintre voi sunteți pentru prima dată astăzi aici? Ok, super. Câți dintre voi ați fost și în anul trecut, în 2012, în 2011? Ah, wow. E bine, avem un hardcore care se repete. E minunat. Și vedeți că se întâmplă lucruri. Vedeți că oamenii sunt mai motivați. Eu sunt implicat în acest proiect de la început. Acest proiect în 2008 era Răzvan Dava. Undeva la vreo două luni era Răzvan Dava și un prieten. De vreo câțiva ani am plăcerea de a coordona o echipă de oameni minunați, fără de care astăzi nu ne-am aflat aici într-un număr atât de mare și o să vă rog să-i aplaudați. Esența acestui proiect este ca oameni pasionați să vină aici și să-și exprime pasiunea într-un speech. Cât pot ei de bine și din ce în ce mai bine să creștem cu toți. Ne dorim să facem viața speakerului cât mai ușoară ca voi, publicul, să beneficiați la maxim de experiența asta. Așa că, pentru un speaker profesionist, probabil că microfonul sau faptul că, nu știu, PowerPoint-ul se strică, toate lucrurile sunt lucruri normale și trece. Speakerii profesioniști de obicei sunt invitați special. Restul speakerilor facem tot posibilul să aibă o viață cât mai ușoară. Acum am înlocuit microfonul cu head mic-ul, avem grijă ca toată tehnologia să funcționeze cât mai bine, am mai și anunțat o regulă, o să o comunic și speakerilor să selectați data viitoare. Ne dorim ca ei să aibă viața cât mai ușoară aici, ca să transmită cât mai bine înspre voi pasiunea lor. Și voi să aveți o experiență deosebită. Și pentru ca noi să fim siguri despre ce vreți voi, am inițiat acel pitch în care votați speakerii de data viitoare. Ceea ce ne bucurăm că ați luat acest experiment în serios, am văzut că toată lumea a votat, e minunat, este un lucru foarte bun. Și vrem să vă implicăm, vrem să vă implicăm cât mai mult, vrem să vă facem chiar investitori în proiectul nostru. De aceea există această donație la final. Să vedeți fiecare dintre voi cât consideră că a meritat pentru el sau pentru această întâlnire. Care este valoarea financiară, monetară, pe care o dă aceste întâlniri. Și în funcție de donațiile voastre, voi decideți viteza cu care noi vrem să evoluăm. Nu ne dorim să punem o taxă ca să ne vină un proiect exclusiv să eliminăm niște oameni. Poate la un moment dat o să o punem, poate nu. Deocamdată nu am dorit să punem taxa. Însă nici nu ne dorim să facem donație o chestie opțională. Poate donez, poate nu. Suma este opțională. Fiecare dintre voi va decide cât consideră că a meritat aceste 3 ore, dar o să vă rugăm să faceți această donație. Cine vrea să se implice în acest proiect și să fie prezent la acest proiect, dar să nu facă donație, îl așteptăm în echipa de voluntari, rugăm să ne contacteze. Vrem să primim cât mai mulți oameni motivați. Unul dintre lucrurile esențiale care s-au întâmplat de când am început piciurile, este că oamenii au ajuns să-și țină speech-ul. Deci, în ultimii 5 ani, de când nu am avut această idee cu pitch-uri sau cu votarea online, nu vă pot spune câte pisici s-au îmbolnăvit, câte țepi s-au spart, câte probleme au fost și speakerii nu au ajuns. De la începutul anului n-am avut un speaker care să nu ajungă și să nu ajungă și în timp. Și de asemenea să nu se pregătească cum trebuie. A fost o formă de a-i motiva. De asemenea, vrem să găsim și o formă de a motiva publicul. Vrem să atragem oameni interesați de dezvoltare personală, interesați să crească, interesați să vorbească.
Și sperăm că aceasta să fie o metodă prin care să se atragem, să-i păstrăm. Vă mulțumim mult și așteptăm donația voastră. Și în timp această cuciuță va circula printre voi, vom anunța speakerul pe care l-ați ales voi cu nota cea mai mare. Este Marian Bașă. Haideți să-l aplaudăm.